găsit, stimați telespectatori! Ne reîntâlnim în cadrul ciclului de emisiuni Comori ale Ortodoxiei pe postul Trinitas TV al Patriarhiei Române, continuând seria de prezentare a unor biserici bucureștene deosebit de interesante din patrimoniul edilitar și patrimoniul bisericesc în același timp din capitala României. Astăzi fiind popasul nostru la Biserica Răzvan. Nu știu câți dintre dumneavoastră cunoașteți numele acestei biserici, de aceea o să vă spun dintr-un început că este vorba de o biserică foarte interesantă pe care o să vă prezentăm în cele ce urmează, care se află în spatele pieții Sfântul Gheorghe, deci în spatele Bisericii Sfântul Gheorghe Nou, într-o zonă de veche locuire din București, din Bucureștiul vechi, în proximitatea, practic, a fostului târg de afară, deci al Căii Moșilor, Calea Moșilor, care pornește chiar de la Biserica Sfântul Gheorghe Nou, în continuarea străzii Lipscani, trece pe aici, pe lângă această Biserică Răzvan, despre care o să vă vorbim noi acum. Deci este vorba de un monument care aparține orașului de câteva veacuri bune și care este deosebit de interesantă pentru bucureșteni și de semnificativă prin tot ceea ce mănunchează istoria ei. Să vă prezint mai întâi pe invitații în emisiunea noastră. Mai întâi îl avem alături și ne bucurăm de aceasta să ne reîntâlnim cu domnul dr. Sergiu Iosipescu, care este șeful secției Monumente și Peisaje Culturale din Institutul Național al Patrimoniului. Bine ați venit și vă mulțumim pentru revedere. De asemenea, este alături de noi un alt invitat cunoscut domnilor voastre, domnul arhitect Dan Ionescu, din același serviciu, din cadrul Institutului Național al Patrimoniului, și domnia sa, un foarte bun cunoscător, ambii foarte buni cunoscători ai istoriei medievale în general, a istoriei capitalei, cunoscători ai monumentelor din capitala bucureșteană. Gazda noastră de astăzi este preacucernicul părinte paroc Todeliță Rusu. Vă mulțumim, părinte paroc, pentru primirea la Biserica Răzvan. Este un moment pe care vă spun sincer că, trecător fiind și eu, ca și mulți dintre dumneavoastră, dintre bucureșteni mai ales vorbesc, prin această zonă și pe Calea Moșilor, de mult aveam în gând să ajungem la momentul acesta să prezentăm și această biserică. Mai puțin cunoscută, dar veți vedea cât de interesantă și cu ce valori deosebite ne întâmpină Biserica Răzvan. Stimate domnule dr. Sergiu Iosipescu, cele mai vechi mărturii referitoare la existența unui lăcaș de cult pe aceste locuri coboară mult în timp, undeva prin secolul XVI, dar ele au fost considerabil îmbogățite prin cercetările pe care le-au întreprins arheologii, care sunt în momentul de față în ce privește obștea Institutului Național al Patrimoniului în curtea domniei voastre. Așa, să vedem în ce măsură știrile, cum era calendarul antic, de pildă 1875, care vorbea de o biserică secolul XVI, vorbea de o prezumtivă ctitorie, de asta s-a vorbit multă vreme, a domnitorului Ștefan Răzvan, până la 1596. În ce măsură cercetările arheologice au confirmat și au și amendat aceste date care au circulat multă vreme în ce privește trecutul Bisericii Răzvan? De obicei, tradiția este adevărată pentru că în ea se găsește un sâmbure de adevăr. Pe locul pe care stăm, chiar aici, în această parcare, se întindea o parte din curtea Bisericii Vechi, pentru că aici era un cimitir, s-au descoperit cimitirul din a doua jumătate a secolului al XVI-lea și chiar pe locul acesta o clădire importantă de piatră, fundamentele ei care s-au găsit, care este tot către anul 1600. Astea sunt primele, deși
Știm precis că această biserică nu era biserică cu han, ci era o mănăstire. Era o mănăstire, probabil că din corpurile chiliilor sau acestea făcea parte și această construcție. Acum, în ceea ce privește tradiția cu Răzvan, Ștefan Răzvan, ea este, se datorează prezenței foarte scurte în această capitală a țării românești, a lui Ștefan Vodă Răzvan, al Moldovei, în mare acțiune de cruciadă, care a fost războiul din 1593-1606, condus de papalitate, de Sfântul Imperiu Romano-German, și care a cuprins toate cele trei țări, toate cele trei principate carpato-dunărene, Transilvania lui Sigismund Bathory, țara românească a lui Mihai Viteazu și Moldova, mai întâi a lui Petru, a lui Aron Vodă Tiranu, și după aceea, prin lovitura dată de acesta în slujba lui Sigismund Bathory, de Ștefan Vodă Răzvan. În clipa când acțiunea împotriva lui Sinan Pașa, care ocupase țara românească, cu excepția părții muntoase, unde se menținea Mihai Viteazul, trupele coaliției creștine au alungat pe turci, cei trei principi, Mihai Viteazul, gazda acestei capitale, Sigismund Bathory și Ștefan Răzvan, au trecut pe aici. Cum s-a ajuns la tradiția cu biserica lui Răzvan Voda al Moldovei, care n-a domnit în țara românească, ci a fost un efemer câteva luni, domn al, în 1595, domn al Moldovei, toată treaba se datorează în special potrivirii de nume cu un personaj despre care Dan Ionescu, arhitectul, prietenul nostru, o să ne vorbească, și faptului că la vremea aceea HD-ul scosese principala sa operă dramatică, Răzvan și Vidra, care a avut un succes, prima dramă pe teatru, națională, foarte serioasă. Or, Răzvan și Vidra a lansat în mediile bucureștene numele lui Ștefan Răzvan, domnul Moldovei, care se numea, de fapt, ca domn Ștefan și nu Răzvan. Răzvan era numele anterior pe care îl părăsise. Deci, o poveste întreagă. E posibil să fi fost cumva în mentalul colectiv și amintirea unei colaborări după împăcarea celebră între Vasile Lupu și Matei Basarab, în care cei doi au făcut câte o biserică în țara celuilalt, Soveja și respectiv Stelea, de câte Vasile Lupu, sigur, la Târgoviște. Și atunci, în contextul acestei reuniri de forțe care a însemnat coaliția anti-otomană din 1595, s-a găsit așa ca o imagine emblematică această părtășie a lui Ștefan Răzvan la ce se întâmpla. Era, de fapt, amintirea și a altor colaborări, mă rog, încercările lui Ștefan cel Mare, mai vechi, de a impune domni fideli lui în țara românească și altele de asemenea fel. Așa, poate că acum ar trebui să vorbim despre adevăratul Răzvan, care este, dincolo de toate aceste discuții, documente, legat de această biserică, de cel din vremea lui Matei Basarab. Da, deci el este pomenit în acte puțin mai înainte. Actele cunoscute sunt începând cu 1623-1630, da? El a avut mai multe funcții, a început ca vornic, vornic mic, deci vornicel, sub autoritatea marelui vornic al țării românești. După aceea este cunoscut ca virgulă capitan, dar nu era capitan simplu, a fost mare capitan, probabil marele capitan de Ialomița, avea reședința la Lichirești, Lichireștii care sunt în coasta actualului oraș Călăraș, da? Deci de aici, mă rog, atribuțiile actuale orașului Călăraș, care au preluat vechile atribuții ale acestui târg dispărut. Și ce pot să spun este că, din ceea ce am cercetat, corelat și cu Sfântul Gheorghe Nou, cercetarea mai veche, cu ocazia anului Brâncoveanu, ale martirilor brâncoveni, rezultă că posesiunile acestei familii, deci familie de Boiernaș, din Ialomița și Ilfov, sunt corelate cu ale familiei Doiceștilor, deci mai departe Biserica Colțea sau Biserica lui Radu Colțea, care a fost ulterior a comunității bulgare din București. Iar capitanul Răzvan are o serie de prăvălii, deci acestea sunt publicate de către George Potra în colecția de documente, ca să nu lungez mult povestea aceasta, din care rezultă că
toată zona în care ne găsim noi, deci de la această parcare până către capătul, începutul Căii Moșilor, deci unde este acum debușeu între pasajul Sfântul Gheorghe și Calea Moșilor, se înșirau mai multe prăvălii și hanuri în care el avea niște părți, da? Care sunt moștenite, împărțite între el și descendenți. Există o altă familie, familia Berleștilor, există o altă familie, este familia Popeștilor, Ramura Doiceșilor, deci este complicată toată această succesiune de proprietăți, la care mai târziu, deci apropo de biserica pe care o avem în față acum, sunt descendenții săi, respectiv familia boierilor Cojești, da? Deci Bârcă Cojescu, Pană Cojescu, care sunt cei care... împreună cu Ianache Văcărescu, respectiv soacra lui Ianache Văcărescu, Vlădaia, împreună cu acesta, de Sfântul Ianache Văcărescu, rectitoresc din temelie de piatră biserica pe care o vedem, da? Și în care acte se precizează că moștenirea este de la Marele Capitan Răzvan. El a lăsat, de altfel, moștenire locului acesta, da, numele său, nu numai pentru biserică, ci și pentru o străduță care, da, trece prin fața bisericii, care chiar așa se cheamă strada, da, Răzvan. Din Moșilor până în Cavafi. Acum este foarte strâmtă, e ca un fel de intrare, așa, ulicioară. Dar ea era o da, stradă a, da, vechiului București, și apare între acte... Cavafi vechi, da, și Calea Moșilor, care este chiar aici. Ulița Bisericii Răzvan apare în acte în timpul domniei lui Brâncoveanu. Este printre cele mai vechi ulițe atestate în documentele bucureștene. Este formidabil această istorie locală, la care mai adaug un lucru, vis-a-vis unde este hanul polonez, așa este tradițional cunoscut, exista posesiunea clirosului domnez, deci nepoții și strănepoții lui Toader, Teodor, protopopul primul, cel mai vechi cunoscut protopop al Bucureștilor, deci din timpul domniei lui Matei Basarab, probabil Șerban Cantacuzino, care aveau și ei niște posesiuni în această zonă a Bisericii Răzvan, deci există niște acte complicate de succesiune de secolul XVIII-XIX, deci avem o zonă foarte interesantă în care există o colaborare între orășeni, deci că sunt boierna sau preoți nu contează, dar între orășenii de aici, și în care aceste posesiuni au legătură directă cu Biserica Răzvan, pentru că hanul polonez a făcut parte din parohia Bisericii Răzvan dintotdeauna. Între fosta mănăstire Stelea și marea mănăstire, mă rog, hanul, de fapt, de la Sfântul Gheorghe Nou. Aici era incintă a vechii mănăstiri. Da. Dar nu numai această clădire, erau și alte clădiri care aparțineau bisericii în jur și care au continuat să aparțină bisericii până la secularizarea din 1863. La un moment dat, însă, statul, mai ales la începutul secolului 20, după 1900, a vândut aceste locuri în așa fel încât au apărut o serie întreagă de blocuri de construcții în imediata proximitate a bisericii și care practic au cam sufocat locul respectiv. Deci trebuie să ne imaginăm că la vremea aceea biserica era un fel de centru al zonei și avea toată zona aceasta în proprietate, tot ce era pe o rază mai largă. Proprietatea importantă care a dispărut se găsește unde este acum blocul construit de o societate austriacă, era farmacia profesorului dr. Marcel Brânză. Deci el era enoriaș al acestei biserici. Casa a dispărut în 77 la cutremur. Deci, apropo de moștenirea aceasta, în care, practic, un careu de clădiri înconjura biserica, care nu mai era vizibil dinspre Calea Moșilor. Da, așa. Și s-au pierdut în 77. Haideți să evocăm, da, acum momentul înălțării bisericii de către Ianache Văcărescu și colaboratorii săi, Vlădaia și cu fiul său, care sunt și ei titori, sunt îngropați aici, o să-i amintiți. Da. Ceea ce este într-adevăr extrem de impresionant legat de Biserica Răzvan este faptul că de înfățișarea sa din piatră se leagă numele lui Ianache Văcărescu. Ianache Văcărescu este un personaj minunat din sfârșitul secolului al XVII-lea, începutul secolului al XVIII-lea, are o carieră îndelungată care se suprapune în cea mai mare parte cu domnia lui Constantin Vodă Brâncoveanu. El a fost, cum ajunge el, acest înalt dregător domnesc, care își are moșia lângă Târgoviște, Văcăreștii sunt în buza Târgoviștei, acolo și avea și casele, acolo exista și biserica, capela de curte, care, din nenorocire, atât casele cât și capela sunt în cea mai mare parte distruse, și iar superbul parc donat de surorile Văcărescu, dintre care principala este Elena Văcărescu, cealaltă este doamna
Colonel Caribolo. Tonate Academiei se află în ultimul, în ultima stare de degradare. Amintirea lui Văcărescu, lui Ianache Văcărescu, din fericire se păstrează în această biserică, care a fost construită, reconstruită în piatră. Trebuie spus că înainte de acest edificiu, cercetările arheologice au dovedit că ne aflăm în fața a două etape din lemn, o etapă, cum spuneam, legată și de cimitirul descoperit din a doua jumătate a secolului al XVI-lea, o altă etapă, probabil, cea care este ctitoria lui Marelui Capitan Răzvan, care a fost tot de lemn, și după aceea, în sfârșit, este această biserică, care descendenții lui Marelui Capitan Răzvan, respectiv cojeștii, boieri de data aceasta, mari, cu care prin stanca cojasca Ianache Văcărescu se înrudea și în felul acesta soacra sa Vlădaia, împreună cu ginele său Ianache Văcărescu și cu toți... Mai menționat un Bârca Cojescu, fiul Vlădaiei, care... Da, ca, o să discutăm, care, o să discutăm, da, în biserică și pe, chiar pe mormânt, acolo pe lespe de mormânt. Deci această refacere este din 1700, din piatră, din 1700, din zid, din 1706-1707, în vreme în care Ianache Văcărescu, mare clucer, era reprezentantul țării, ca Pukehaia, la Constantinopol, slujindu-se cu o credință, cum spune și Radu Greceanu, logofătul în viața și domnia lui Constantin Brâncoveanu, slujind cu credință pe Domn și nevoindu-se pentru treburile țării. Ianache Văcărescu a fost unul dintre cei mai abili diplomați ai lui Constantin Vodă Brâncoveanu. Aceasta este pe scurt această fază de la 1706-1707. Ianache Văcărescu, care este bunicul lui Enechisa Văcărescu, marele poet, a murit, cum știți, la Constantinopol alături de domnul său, căzând pradă demenței marelui vizir, Ali Pașa, momentul în care țara românească a fost supusă unei extraordinare presiuni din partea Imperiului Otoman, reușind totuși să își păstreze, grație unor întâmplări despre care vom mai vorbi în biserică, reușind totuși să-și păstreze statutul. Chiar în momentul acesta cumplit al omorârii lui Constantin Vodă Brâncoveanu, a copiilor săi și a credinciosului său, mare clucer și reprezentant diplomatic, care a fost Ianache Văcărescu. Preacucence, părinte, v-aș ruga în acest loc unde avem în față această frumoasă imagine a unei biserici tradițional românești să vorbim puțin despre cum se prezintă ea, cum arată acum. Sigur, e vorba de niște restaurări care au adus-o la acest aspect, care se apropie foarte mult de ceea ce a construit Ștefan Răzvan, mai puțin pridvorul, care trebuie să spunem. Pridvorul este o adăugire după cutremurul 23 martie 1847. E tot în stil brâncovenesc, așa, și face corp comun cu restul într-un chip excepțional. În veacul al XX-lea, biserica a început să decadă din punct de vedere economic. S-au schimbat oamenii, s-au schimbat locurile, avea doar un singur preot, slujitor. Dacă în veacul al XIX avea mulți slujitori, ce să mai vorbim de pe vremea fanarioților, aveau foarte mulți egumeni care țineau direct de Patriarhia de Ierusalim, fiind metoc al Sfântului Mormânt, în veacul al XX-lea ea decade și economic, așa rămâne un singur slujitor. După aceea nu s-a făcut o istorie a tuturor slujitorilor, dar câțiva dintre ei din veacul al XII-lea au imprimat locului o aducere aminte frumoasă. De pildă, preotul Vasile Fusu, din prima jumătate a veacului 20 până spre a doua, este apreciat în documente de credincioși, lasă apoi însemnări cu istoricul bisericii. După aceea încearcă să o renoveze. Vine apoi perioada comunistă,
Cel mai elocvent, de exemplu, dă preotul Moise Vișoiu, care a fost paroh la Sfântul Gheorghe Vechi, și acesta face demersul, este o întreagă corespondență cu fostul institut al patrimoniului, da? În care el cere ajutor repetate rânduri pentru a ajuta această biserică, pentru a pune gaze, pentru a pune lumină, pentru a face mici modificări, pentru că avea într-un timp și un cor, avea nevoie de un cafas. Nu prea a fost ajutat, dar în 1970 el reușește să aducă aici echipa de arheologi de la Muzeul de Istorie al Municipiului București și se fac importante descoperiri care confirmă, de fapt, ceea ce se presupunea mai înainte a fost istoria acestei biserici. Au confirmat, de fapt, ceea ce începuse un celebru arheolog, Dinu Rosetti. Dinu Rosetti, apoi Aristide Ștefănescu de la Muzeul Municipiului. Panaite au confirmat cu tremurul din 1802. Au găsit urme, au găsit urme ale incendiului 1847. Până să spunem apropo de ceea ce a însemnat, pentru că suntem în fața bisericii văzută în întregul ei, faptul că după refacerile acelea, o să vorbim despre partea de pictură în interior, dar după incendiul din 1847 a avut de suferit și turnul acesta clopotniță care are scara adosată pe latura de nord, cum era specific cu vremii respective, și s-a refăcut un turn de scândură învelit în tablă de plan pătrat, care a fost abia acum readus la forma sa inițială cu aceste frumoase cornișe în 70-71, cu aceste cornișe de cărămidă zimțată, așa zis, și dinți de fierăstrău, și la baza postamentului turlei și la partea superioară. Ar mai fi de spus faptul că în mod specific pentru Biserica Răzvan sunt mai puține biserici în București, dar foarte răspândite în țara românească în general. Biserica aceasta are un plan navat, nu are plan treflat, nu are abside laterale, are un plan navat cu o lungime de circa 24 de metri, o biserică de proporții medii la vremea aceea. Suntem acum, stimați telespectatori, în fața intrării în biserică, pe latura de vest, de sigur, așa cum e firesc să se întâmple, în fața acestei frumoase pisanii încadrată de elemente sculpturale specifice epocii brâncovenești în care a fost ridicată biserica și care ne amintește de acești ctitori, ne amintește de Ianache Văcărescul, pe care l-am evocat deja și vom continua acum să vorbim despre el, ne amintește despre Vlădaia și Bârca Cojescu, fiul ei, care sunt de asemenea ctitori ai acestei biserici. Mai întâi am vrea să continuăm, stimate domnule doctor Sergiu Iosipescu, să completăm ceea ce am prezentat despre ctitorul bisericii, despre Ianache Văcărescu. Sunt deosebit de semnificative aceste implicări ale lui în ctitoria de Sfinte Lăcașuri, care nu privesc numai biserica de aici, din București, din spatele, care are și o legătură cu Sfântul Gheorghe, mă rog, o să spunem, e momentul să spunem acum lucrul acesta. Da, trebuie spus că Ianache Văcărescu este mare boier, este totodată și un mare ctitor. Începusem și arătasem despre ctitoria sa de la Văcărești. El este implicat de asemenea și acest lucru este semnificativ. Știm că Constantin Vodă Brâncoveanu a dat un nou lustru de capitală, de reședință domnească Târgoviștei, ori Ianache Văcărescu este ctitor acolo al picturii și este la Biserica Curții Domnești, este binefăcătorul și acestui așezământ și totodată trebuie spus că și aceste amănunte le vom detalia probabil și în interiorul bisericii, trebuie spus că și această biserică Răzvan avea pictură, o pictură veche care se ascunde sub stratul actual de pictură despre care o să vorbim. Dar bine este să evocăm acum pe cei care, alături de slujitorii altarului de aici, au slujit biserica, pe cei de la Direcția Monumentelor Istorice, care au încercat să păstreze și să redea
din frumusețea originală a acestei biserici. Desigur, Direcția Monumentelor Istorice, care acum este mai puțin cunoscută, ai cărei urmași în succesiune administrativă suntem noi la Institutul Patrimoniului, a avut un program de restaurări, program pe care în fiecare an îl urmau cu strășnicie, chiar dacă e vorba de perioada comunistă, în cazul de la Răzvan, așa cum a menționat și Părintele Paroh, după ce s-au alocat fondurile, problema și atunci erau fondurile, dar erau mult mai multe și mai bine direcționate, s-a reușit această restabilire a volumetriei, acesta ar fi terminologia specifică, deci restabilirea volumetriei inițiale a bisericii pe baza studiilor de parament, adică fațade și interioare, în urma cărora s-a dovedit că pridvorul, despre care se știa că ar fi fost de secolul XIX, cu turla distrusă înlocuită, cea de zid cu una din lemn, sunt de fapt, mai puțin turla, sunt de fapt databile la 1076-1707, deci prima fază de ziderie despre care s-a vorbit, și cu modificările respective avea un aspect neobișnuit, deci de secolul XIX, arhitectul șef, arhitectul Ernest Chevneau, care a condus proiectul, din partea direcției, a reușit această performanță de a reconstitui toată înfățișarea exterioară, inclusiv turla, pe bază de analogie. Se păstra o parte din bază, dar partea exterioară, suprastructura, a fost reconstituită pe baza unor elemente regăsite de la alte biserici. Una dintre aceste biserici fiind chiar Biserica Doamnei, da? Care era construită înainte cu 20 de ani. După ce s-a ajuns la acest aspect, s-a trecut de asemenea la refacerea a ceea ce noi acum admirăm ca fiind Pisania, care a fost redescoperită în stratul de umplutură din pridvor, care era foarte mult înălțat, deci acum se coboară în momentul acela, acum 40 ceva de ani, era mult mai sus cu circa un metru și uimirea arheologilor, am o relatare orală când primit-o de la răposatul arheolog Didi Ștefănescu, Aristide, este că au observat că există în întregime Pisania, a fost recompusă, arhitectul Chevneau a desenat-o și a remontat-o cu ajutorul echipei de constructori, așa cum o vedem în acest moment. Este una dintre cele mai fericite descoperiri acest fel făcute în București și în țară, pentru că de obicei, în urma cutremurelor secolului XIX, aceste pisanii s-au pierdut și sunt, din păcate, de neregăsit. De asemenea, ca să închei cu acest aspect, la restaurare, din cauza faptului că s-au pus foarte multe probleme, atât arheologice, cât și de parament interior, respectiv pictura, aceasta de 19, s-a considerat că într-o altă fază se va face restaurarea integrală a picturii, reintegrarea și eventual decaparea unor părți din ceea ce este valoros, deci din pictura de secolul XIX și punerea în valoare a celei care ar fi dedesubt. Dar aceasta a rămas pentru viitor. Iar direcția, din păcate, a fost desfințată abuziv în 1977. Deci acum ne găsim într-o altă fază aceste restaurări. Aș mai completa în legătură cu titorul cu Ianache Văcărescu faptul că titoriile sale, cum ziceam de la început când ne-am oprit în acest loc, pornesc de la Târgoviște spre București și invers, mă rog, prima lui titorie este de fapt pe moșia familiei Văcărești de lângă Târgoviște pe care ați amintit-o și care se păstrează astăzi într-o refacere după 1838, după acel cutremur din 1838. Dar pe lângă, în Târgoviște, pe lângă biserica și pictura renumitului Constantinos din Biserica Domnească, el a condus spre sfârșitul domniei lui Brâncoveanu, la 1712, o serie de lucrări importante la Mitropolia din Târgoviște. Acolo s-a refăcut pavajul, s-a făcut în față, începuse chiar mitropolitul Teodosie la 1707 pridvorașul acela care era în fața bisericii demolată de Locondenui și tot sub conducerea lui, el era ispravnic, cum se zicea la vremea aceea. Ispravnic de construcție. Da, așa. S-a făcut un corp important de chilii în jurul, pe latura mai ales de nord, care mergeau din față, dinspre turnul Clopotniță, până în spate, unde era reședința mitropolitană. Pe urmă, tot pentru că am vorbit de zona Târgoviștei, foarte aproape de Văcărești, este o mănăstire cu istorie foarte veche, în Ucet,
Ochtitoria lui Gherghina Pârcălabu de pe la 1501, care era deci pe vremea lui Radu cel Mare în construcție. Ei, acolo el a reconstruit biserica și acolo s-a întâmplat tot așa un cutremur mai târziu, pe la 1738, și a fost reconstruită, dar a rămas în istorie această implicare a lui deosebită la Nucetari. Aici în București, pe lângă Biserica Răzvanul 1707, el pe la 1702 a participat împreună cu sora sa, doamna Maria, la construcția bisericii dintr-o zi, care este în spatele Institutului de Arhitectură. Deci a fost prezent și aici. Nu mai spunem că și la Sfântul Gheorghe Nou, aici, în faza în care Brâncoveanu era intens solicitat de către Dositei, Patriarhul Ierusalimului, să completeze așezământul cu un ansamblu de construcții impozant, renumitul Han al Bisericii Sfântul Gheorghe Nou. Tot el s-a ocupat pe la 1698-99 de această lucrare. Apostol Lazar, care era mare bancher, să spunem, în termeni moderni, da, omul de încredere în ceea ce privește partea financiară al Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu, și în pisania pe care o admirăm în privorul Bisericii Sfântul Gheorghe, care este în stânga intrării, este cea mai mare pisanie bucureșteană păstrată. Putem să citim ceea ce au făcut aceștia doi, puși de către Brâncoveanu, respectiv un rând de vreo 100 și ceva de camere, da? De bolți, da? Care au servit pentru hanul, marele han de la Sfântul Gheorghe Nou, așa zisul han al toptangiilor, adică al negustorilor cu toptanul, da? Erau angrosiști. Angrosiști actual, da? Da? Și această operă extraordinară a rezistat până la nefericitul mare incendiu în 1847. Deci aceasta este o contribuție a lui Ianache. Și ca un amănunt pitoresc, în pendularea aceasta a lui Constantin Brâncoveanu și a curții între București și Târgoviște, într-unul dintre momentele fericite ale domniei după 1703, Ianache Văcărescu îl poftește pe domn și curtea sa în ospeție la Văcărești. Și acolo la Văcărești, spune Radu Logofătul Greceanu, foarte bine l-au ospețit și au dăruit domnului un cal minunat. Suntem acum, stimați telespectatori, în interiorul Sfântului Lăcaș, cu hramul la dormirea Maicii Domnului, hramul cel vechi și hramul Sfânta Muceniță Filoftea, adăugat mai târziu. Un lăcaș, așa cum am spus, de formă navată, se vede aici că lipsesc apsidele laterale, fiind de o lățime de circa 6 metri și jumătate. În acest spațiu însă, cercetările arheologice au scos în evidență și mărturile privitoare la înhumarea ctitorilor despre care am vorbit până acum, și o să vă rugăm, domnule dr. Sergiu Osipescu, să evocăm aceste morminte și legătura lor cu biserica. Da, cercetări arheologice în interior, care însă s-au mărginit la o secțiune în partea centrală, au descoperit un mormânt extrem de interesant, care ale cărui bijuterii, ale cărui costum, refăcut din fericire de mari specialiști care au fost odinioară la Muzeul Național de Istorie, doamna Vârjoghe, pe care ați cunoscut-o, și alții, au reușit să-l refacă, și care, de către arheologii care au lucrat, firește că este echipa de aur de la Muzeul Municipiului București, Panaiti Panaici și Aristide Ștefănescu, continuând cercetările mai vechi ale același muzeu al lui Dinu Rosetti, ei bine, aceste rămășițe au fost atribuite chiar ctitorului fazei a doua, marelui capitan Răzvan. Alături de acestea sunt cele marcate cu plăci, cu lespe stombale, cea din
stânga de la intrare este mai recentă, după 1800, pomenind o serie de înmormântări care au avut loc în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Importantă însă este lespedea tombală din dreapta intrării și care aparține lui Bârcă Cojescu al II-lea, care a decedat în 1732, a fost înmormântat în 1732 și a adus în același mormânt cei care i-au făcut lespedea tombală și pe Vlădaia și pe soția lui, acestui Bârcă Cojescu, Vlădaia, soacra lui Ianache Văcărescu, fiind decedată în 1709. Ceea ce este important este că această placă tombală atestă extraordinar însemnătatea pe care a avut-o restaurarea brâncovenească. Faptul că după anii aceia 1714-1717 și domnia lui primului zis fanariot, a lui Nicolae Mavrocordat, Ioan Mavrocordat, fratele lui Nicolae, s-a întors în țară, a venit în țară în 1717 cu doamna Marica, având această renaștere brâncovenească, a cărui dovadă este și placa tombală. Placa tombală care este făcută sub bunul domn Constantin Nicolae, este Constantin Nicolae Mavrocordat, care trebuie să spun că e o surpriză, este poartă de fapt numele lui Constantin Brâncoveanu, pentru că în clipa în care s-a născut el, domn în țara românească, vecină era Constantin Brâncoveanu, deci Constantin Mavrocordat poartă numele, patronul său este Constantin Brâncoveanu, și totodată pe această placă tombală este pomenit și bunul domn Constantin Basarab, care nu e altcineva decât Constantin Brâncoveanu. Deci este o placă extraordinar de importantă pentru renașterea aceasta brâncovenească sub Mavrocordătești. Și de fapt, și aici colegul meu, domnul arhitect Ionescu, va arăta ce se întâmplă. De fapt, o bună parte din arta monumentală brâncovenească se continuă până la mijlocul secolului al XVIII-lea cu arta mavrocordătească. Nu există, cum s-a spus de uneori, o cenzură la 1714. Edificii, școli arhitecturale, școli de pictură continuă până la mijlocul secolului al XVIII-lea. De-abia după mijlocul secolului al XVIII-lea avem de a face cu o schimbare care devine catastrofică în urma războiului ruso-turc din 1768-74. Până atunci, deci, să vorbim despre această expresie deosebită a artei brâncovenești, care, din fericire, în urma restaurării de pe la 2009, din câte știm, terminată, da, așa este foarte mult adusă în apropiere de aspectul său inițial, o tâmplă brâncovenească autentică în ce privește sculptura, dar și majoritatea icoanelor, în special registrul icoanelor împărătești și icoanele praznicare. Exact ceea ce spunea și domnul dr. Sergiu Iosipescu. În situația Bisericii Răzvan există, atât din punct de vedere al pietreriei sculptate, chiar și lespede de secolul XIX este remarcabilă pentru că păstrează schema compozițională a celei din prima jumătate a veacului XVIII. Deci este o reflectare a tradițiilor brâncovenești, care le regăsim și în altă parte, le regăsim chiar și pe fațada Bisericii Sfântul Stelian Luca și mai târziu, deci început de secolul XIX. Apropo de continuitatea anumitor școli, și aici continui cu ceea ce spuneați despre tâmplă, tâmpla care face parte dintr-o serie extraordinară de tâmple brâncovenești din orașul București, care se păstrează din fericire. O avem în apropiere pe cea de la Sfântul Gheorghe Nou, care a fost salvată printr-o minune, se poate spune,
pentru că în momentul în care s-au făcut lucrurile de restaurare, apropo de cea de la Răzvan, cea de la Sfântul Gheorghe era să fie demontată și să nu se mai întoarcă niciodată, dar a fost păstrată ca autoritate administrativă de către parohie. Deci ea a fost practic ambalată și dusă în depozitele atelierului de restaurare Patriarhiei și păstrată până de curând, la ultima restaurare. Și revin la Răzvan, deci în cazul de la Bisericii Răzvan, tâmpla pe care o admirăm, este una dintre cele mai bine păstrate. Deci nu numai că își păstrează majoritatea icoanelor, dar are inclusiv o parte din decorul de obicei degradabil de la partea inferioară, registrul inferior, pentru că acolo credincioșii, mă rog, prin circulația care are loc zilnic, se degradează, efectiv se desfac elementele sculptate, aplicate, de stucatură pictată. Și de asemenea ușile împărătești, care iarăși sunt supuse datorită deselor deschideri-închideri unor degradări extraordinare. Iar ca tipologie, atâta din câte știu eu, poate fi încadrată în școala lui Constantinos, unul dintre cei mai mari, deci reprezentantul principal al epocii brâncovenești, care este autorul marului program iconografic de la Hurești. Deci avem în față o tâmplă de o valoare greu de egalat. Chiar dacă biserica este mică, tâmpla este mare, este foarte importantă. Și nu putem decât să regretăm că din ceea ce era înainte ansamblul iconografic interior pictat, fresca, nu sunt decât vagi urme aflate, foarte probabil, ceea ce probabil încă o dată au reușit atunci în secolul XIX să salveze și care la o viitoare restaurare poate le vom găsi puse în valoare. O să-l rugăm acum pe părintele paroh Toderiță să ne vorbească despre această pictură care a fost realizată de pictori ai jumătății de secol XIX, în cu totul alt stil, în stilul neoclasic, dar doi pictori importanți pentru vremea respectivă. Constantin Leca și Mișu Pop. Așa. Ardeleni formați în Occident. Trebuie remarcat contribuția pictorilor Mișu Pop și Constantin Leca după 1847. Biserica până acea vreme avea pictură, cum a spus și colegul nostru aici, bizantină, însă după acel incendiu care a afectat foarte grav Biserica Mănăstirii Răzvan, au venit acești doi mari pictori și, sigur, de formație occidentală, au, într-un timp foarte scurt, au reușit să o repicteze. Cunoaștem care se zice stilul occidental, sfinții sunt puțini, cele sunt puține, sunt mai puțin transpare duhul duhovnicesc, este într-un fel și pe gustul epocii de atunci. Însă interesant este... Era epoca din care fac și ei parte, da. Epoca primitivilor, picturii românești moderne, așa se numiți picturii acestei etape. Dar interesant este că etape. Sfântul Calenic la Cernica, marea personalitate a bisericii noastre de la jumătatea veacului al XIX-lea, ia pe acești doi pictori și duce tocmai la Frăsinei ctitoria sa, care pictează și o pictează acolo. În comun cu Frăsineiul avem primul hram, Adormea Maicii Domnului, și pe acești doi pictori. Însă timpul a trecut, pictura s-a degradat, au trecut evenimente și evenimente peste biserică și astăzi ea ne spune că are nevoie de restaurare. S-au făcut primii pași, s-a făcut devizul iconografic, s-au obținut și două avize de la Ministerul Culturii, la Ministerul de la Patriarhia Română și sperăm ca în scurt timp să se refacă și această pictură care să dea frumusețe Sfântul Locaș. Așteptată de fapt de mulți credincioși, care atunci când intră, întreabă, văd că e o suferință a bisericii și întreabă când se va remedia. Biserica este importantă, sigur, și prin această pictură, dar e importantă și prin icoanele de valoare pe care le are. Dincolo de importanța arhitectonică, dincolo de forma ei de prim mileniu, ea este importantă prin icoane care aparține păcipos brâncovenești, care sunt bine păstrate până la ora aceasta și care sunt slujesc bisericii, în sensul că sunt puse la închinare, dar care și ele în viitor apropiat au nevoie de o protecție mai deosebită. S-au făcut primii pași de protecție la icoanele brâncovenești, cele trei, Maica Domnului, Mântuitorul și Adormirea Maicii Domnului și urmează și la celelalte.
Mai avem icoana Sfântului Nicolae, intrarea Maicii în Domnului Biserică. Cele două stiluri, stilul brâncovenesc pe care îl reprezintă tâmple. Special tâmpla, dar mai aveți acolo o icoană a Mântuitorului Iisus Hristos, un deisis, care aparține aceleași epoci. Este stilul acesta brâncovenesc, este în dialog și pe planul icoanelor cu, de pildă, cu această icoană de jumătatea secolului XIX, care aparține clar epocii în care s-a făcut pictura lui Leca și Mișu Pop, în coronarea Fecioarei cu reprezentarea Sfintei Treimi. Este o temă specifică jumătății de secol XIX, care era purtată cam de toți pictorii în vremea aceea și de școala de la Căldărușani, o influență occidentală în reprezentarea Sfintei Treimi, dar și în scena încoronării Fecioarei. Deci este o amprentă a picturii de jumătate de secol XIX. Noi vă dorim... Sunt mai multe secole aici de pictură, deci mai multe tipuri, dar conviețuiesc. Așa, dorim să, într-adevăr să izbutiți în întreprinderea aceasta de a restitui Lăcașului cât mai mult posibil din vechea pictură a epocii brâncovenești, cât va fi posibil, cât s-a păstrat sub urmele restaurărilor mai recente. Și odată cu aceasta încheiem, ne oprim aici cu emisiunea noastră. Sperăm nu înainte de a vă mulțumim. Sperăm Părintele Steniloae, care venea des aici la slujbe, venea Părintele Bișoiu, al Sfântului Calinic și Autosfinț. Sperăm că aceasta să fie gata în scurt timp și să ne ajute Dumnezeu să fim sănătoși la resfințirea bisericii. Să dea Dumnezeu așa. Vă mulțumim foarte mult pentru participarea la emisiunea noastră. Să ne revedem cu bine, sperăm, și la alte ediții ale ciclului Comori ale Ortodoxiei, ceea ce vă adresăm și dumneavoastră, stimați telespectatori, ca întotdeauna. Bucuria revederii este întotdeauna comună, sperăm, și vă așteptăm la alte și alte ediții ale emisiunii noastre. Să ne revedem cu bine!